Care sunt pașii pe care o familie trebuie să-i urmeze pentru a adopta un copil? Pentru a putea intra în grada de evaluare, o familie trebuie în primul rând să se adreseze direcției de la domiciliul acesteia. Acolo vor fi informați de către specialiști din cadrul compartimentului adopții și post-adopții sau serviciu, depinde cum sunt structurați, vor fi informați asupra etapelor pe care trebuie să le parcurgă. În urma acestei informări, li se va înmâna o fișă cu toate aceste informații scrise, în format scris, plus se va întocmi un raport, care noi îl înregistrăm și va fi păstrat până când acea familie se hotărăște să depună actele și se atașează la dosarul respectivei familii. În primul rând, acea familie trebuie să aibă domiciliul stabil în România, să fie locuit efectiv în ultimele 12 luni pe teritoriul României, să nu aibă caziere judiciare. La cazier judiciar sunt unele mici excepții, și anume legiuitorul acum, spre deosebire de vechea legislație, a explicat clar care sunt infracțiunile care îl fac incompatibil cu calitatea de părinte adoptiv. Și anume, infracțiunile săvârșite cu intenție împotriva membrilor familiei și infracțiunile contra familiei, consumul și traficul ilicit de droguri. Un alt aspect, să aibă locuință, să fie încadrați în muncă, să nu aibă copii în sistemul de protecție socială, să nu fie decăzuți din drepturile părintești. Acestea sunt condițiile în mare. Caracterizări de la ultimul loc de muncă, câte două caracterizări, în cazul în care se hotărăsc să depună dosarul. Următorul pas este chiar înregistrarea cererii pe care dânsii o vor completa la sediul nostru. Din acel moment durează evaluarea 160 de zile maxim. Pot dura și 2 luni, și 3 luni, maximul este 120 de zile. Ce presupune deschiderea procedurii adopției? Aici este o gamă mai largă de informație, și anume că, având în vedere că în sistemul de protecție avem copilași care sunt lăsați de părinți pentru că aceștia nu-i pot îngriji, noi facem anumite evaluări prin care urmărim reintegrarea în familie a copilului. Primordială este reintegrarea în familie. În cazul în care s-au făcut demersuri pentru reintegrarea în familie și acestea au eșuat, următoarea finalitate a planului individualizat de protecție a copilului, acesta fiind un înscris în care sunt prevăzute finalitatea, ce anume se hotărăște cu soarta acestui copil, ori reintegrare, ori adopție. Mai avem o finalitate, și anume integrarea socioprofesională, dar numai acolo unde vârsta copilului este compatibilă cu această integrare socioprofesională. Dar acum vorbim de reintegrare și adopție internă. În momentul în care a ieșuat toată activitatea pentru reintegrarea în familie, finalitatea PIP-ului este adopția. Se ajunge la această finalitate în momentul în care mama, respectiv tatăl, în general avem copii cu paternitate nestabilită. În cazul în care mama este de acord cu deschiderea procedurii adopției interne pentru copil, avem consimțământul acesteia, este mult mai ușor să mergem pe o deschidere de procedură. Și în această situație, rudele până la gradul al 4-lea inclusiv ale copilului trebuie identificate și întrebate dacă doresc să îl integreze în familie pe copil, dacă doresc să îl ia în plasament aici, putând beneficia de o alocație de plasament de 97 de lei, sau dacă doresc să îl adopte, având în vedere că mama își dă consimțământul în acest sens. O altă situație care duce la finalitatea planului individualizat de protecție, ca fiind adopția internă, este aceea în care părinții plus celelalte rude până la gradul al 4-lea inclusiv declară în scris că nu doresc să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului. De la momentul înregistrării acestor declarații, trebuie lăsat un termen de 60 de zile
termen în care aceștia pot veni să-și retracteze aceste informații, să vină să spună, eu m-am răzgândit și vreau să-l iau acasă. E bine pentru copilul meu să îl iau în familie. Dacă nu se întâmplă acest aspect și au trecut cele 60 de zile, legea ne obligă să stabilim ca finalitate a planului individualizat de protecție adopția internă, în termen de 5 zile de la expirarea celor 60. În momentul în care avem planul individualizat de protecție cu finalitatea adopție, este foarte important ca managerul de caz al copilului să predea compartimentului adopții și post-adopții în termen de 5 zile de la înregistrarea PIP-ului dosarul către compartiment în vederea înaintării lui în instanță pentru deschiderea procedurii adopției interne. Și mai avem o a treia situație, și anume aceea în care copilul este născut din părinți necunoscuți sau aceștia, chiar dacă sunt identificați și părinții și celelalte rude, refuză să colaboreze cu instituțiile în vederea clarificării situației juridice a copilului. Foarte important, o modificare adusă prin legislația nouă este aceea că în cazul în care copilul aflat în sistemul de protecție nu a fost vizitat timp de un an de la data instituirii măsurii de protecție, pentru acesta se poate deschide procedura adopției interne. Este mult mai facil față de legislația anterioară. Avem aceste situații care ne dau voie să determinăm instanța să declare un copil adoptabil. Acest dosar, în momentul în care ajunge în cadrul compartimentului adopții și post-adopții, este preluat de către consilierul juridic. Acesta are obligația ca în termen de 10 zile să verifice dosarul și în cazul în care nu are toată documentația prevăzută de lege, să înștiințeze managerul de caz în vederea completării. Când totul este în regulă, se procedează la informarea și consilierea părinților biologici ai copilului cu privire la consecințele adopției interne. Deci, chiar dacă mama nu a consimțit cum a fost prima situație, chiar dacă am identificat-o și refuză și nu vrea să colaboreze cu noi, eu trebuie să mă duc după ea să îi explic ce înseamnă adopția. Femeie, noi am dat acest copil către instanță, îl vom da către instanță dosarul pentru deschiderea procedurii adopției interne și asta înseamnă că tu rupi orice legătură cu copilul și cu rudele tale, copilul va deveni fiul celui care sau celei care îl vor adopta, că acest copil va putea să afle despre tine informații, dar numai după ce a împlinit vârsta de 18 ani și să se adreseze direcției, noi făcând demersuri în acest sens, pentru că și în momentul în care o persoană ajunge la vârsta majoratului, când dobândește capacitatea deplină de exercițiu din punct de vedere juridic, este foarte important să se știe că acesta trebuie să se adreseze direcției de la domiciliul său, direcția înaintând dosarul în instanță, în vederea autorizării accesului la informațiile de interes public. Adică eu unui persoane care a împlinit vârsta de 18 ani și a fost adoptată în timpul minorității, nu îi pot furniza, deschid agenda și îi spun, da, mama ta a fost Ionescu nu știu cum și tatăl nu știu cum. Nu, trebuie să am autorizarea instanței. În momentul în care am informat părinții și se întocmește un raport de informare și consiliere al părinților biologici cu privire la consecințe, îi mânăm și dânsului, părintelui, o fișă cu toate efectele și consecințele pe care le produce adopția și acesta trebuie să se prezinte în fața instanței de judecată în vederea exprimării consimțământului. Dacă nu se prezintă timp de 3 termene în care a fost legal citat, se poate considera refuz al acestuia și instanța poate să treacă peste acest refuz dacă este în interesul superior al copilului ca pentru acel copil să se deschidă procedura adopției interne. Comparativ cu alții ani, a crescut numărul de familii interesate să adopte? Da, spre deosebire de alte perioade de anii trecuți,
numărul familiilor care au venit să se intereseze doar și pentru care au fost întocmite acele rapoarte plus li s-a înmânat acea fișă cu informațiile a crescut față de alți ani. Au preferințe de, în privința sexului, vârstei? Aici, ca întotdeauna, există acea preferință blond cu ochi albaștri, frumos și bebeluș. Vă dați seama că în sistemul de protecție nu o să fie, poate o mică excepție, un copil cu aceste semnalmente. Doar că noi încercăm să îi convingem și să le explicăm acestor oameni care vor să vină să facă pasul spre a deveni părinte, că este important să ia și un copil de vârstă mai mare, pentru că unele probleme de sănătate se pot vedea la vârste mult mai mari. Un bebeluș de 3 luni n-ai să înțelegi dacă are o întârziere mentală, dacă are anumite probleme psihice, un autism sau eu știu ce. Acum, dânsii noi le explicăm, dar dânsii rămân, stăruiesc în ceea ce solicită. Dar avem 0-3 ani, 0-5 ani, dar au fost adoptați și copii mai mărișori, de 4 ani, de 5 ani. Toți copiii sunt adoptabili? Nu toți copiii sunt adoptabili. Aici trebuie făcută o mică discuție și anume că adoptabili sunt acei copii pentru care există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă privind deschiderea procedurii adopției interne. Cât durează de la depunerea dosarului până la preluarea copilului de către familie? Durează, dacă vă referiți de la momentul în care au atestatul și până când se încuvințează adopția, durează, poate dura și un an, poate dura și mai mult de un an în caz în care familia să își reînnoiește atestatul. Acum, pe noua legislație, nu mai există reatestare, ci expiră atestatul după acel termen de un an și vin și se atestă, se livrează un nou atestat. Începe toată perioada de evaluare, o parcurghiar. Copiii află vreodată că sunt adoptați? Da, există și în legislația în vigoare prevăzut un aspect cum că părinții adoptivi sunt obligați să îi spună copilului în funcție de maturitatea acestuia, în funcție de gradul său de înțelegere, că este adoptat. Bineînțeles și cu sprijinul nostru, întrucât în cadrul compartimentului de adopție și post-adopție avem doi psihologi specializați care au urmat cursuri și la Oficiul Român pentru Adopții, ca și noi, fie și eu consilier juridic și asistenții sociali, toți specialiștii din cadrul compartimentului am fost îndrumați, instruiți pe fiecare specialitate de către Oficiul Român pentru Adopții, plus că discutăm cu aceștia la fiecare pas unde avem probleme, unde întâmpinăm, ne consultăm, ne dau soluții. Este foarte important, revenind la întrebarea dumneavoastră, este foarte important să știe copilul că este adoptat, întrucât, vă spun din experiență, avem familii care încă nu au spus copilului că este adoptat. Bine, acum copilul încă are o vârstă fragedă, dar este foarte important ca la această vârstă să înceapă să-i se spună tot felul de povestioare cu rățușca, a pierdut puiul, bobocul, a găsit o altă mămică, nu pentru că mămica aceea a fost rea și l-a abandonat, doar că nu a putut să-l îngrijească, doar că... Deci nu trebuie să-i imprime copilului o imagine negativă asupra familiei biologice. Noi avem tot felul de discuții cu familiile care sunt în evaluare, mai ales în perioada acelor întâlniri, pentru că pe parcursul evaluării dânsii vor veni la niște întâlniri cu noi, specialiștii din cadrul compartimentului, plus alte familii care doresc să adopte. În general, grup de 5-6 familii care vin și discutăm, iar cu psihologii vor face tot felul de jocuri, joculețe, le explică colegii mei cum să le spună copilului că este adoptat, cum să lucreze cu copilul. Exact cum am spus și mai devreme, în cazul în care sunt probleme, noi suntem aici, colaborăm foarte bine cu familiile, suntem deschiși, acolo deși noi nu mai știm încotro, nu mai avem resurse nici noi, apelăm la Oficiul Român pentru Adopții, unde sunt oameni care ne supervizează pe noi.
Potrivit noii legi adopției, copiii care se nasc în afara căsătoriei sunt mai greu adoptați? La această situație sunt mici excepții de la legislația în vigoare. Și anume că nu mai este nevoie de evaluarea familiei, nu mai este nevoie de atestat, nu este nevoie ca pentru copil să se deschidă procedura adopției interne, nu este nevoie ca pentru copil să... Nu, ca pentru copil să se dispună încredințarea în vederea adopției pentru 90 de zile. Se merge direct pe încuvințarea adopției. Acum depinde dacă este un copil recunoscut de tată. Mai sunt și astfel de situații în care soția adoptă copilul soțului, soț care a recunoscut un copil dintr-o relație extraconjugală. Avem o mențiune și anume că față de anii trecuți, începând cu luna aprilie 2012, se prevede testul ADN. Ceea ce este foarte important, întrucât avem experiențe nefericite cu această situație, în care anumiți domni merg, înregistrează nașterea unor copii, spun că dânșii au avut relații extraconjugale cu doamna respectivă, soția foarte iertătoare trece peste toată această traumă și adoptă și acel copilaș.